Iau înainte pe acolo spre la șans, spre stânga. Suntem în piața Amzei și mergem la Mița Biciclista. La casa lui Mița Biciclista. O știi? O știi? O știi? Normal că o știi. Cum să nu știi? O cunoști? Unde e? Cine e? Mița sau casa? Casa. Unde este casa? Casa lui Mița? Uite acum, o să vedem că este foarte frumos în podobită. Are multe luminițe. Multe? Multe, da. Multe. Unde e casa? Da. Uite acum o vedem. Ai răbdare. A primit casa cadou de la un rege. Mi-a dat regele o casă. Că ea mergea pe bicicletă și i-a plăcut regelui de ea. Și formă a încălecat și ea pe rege. Și regele i-a făcut ca două case. Ne ura! Uite casa, o vezi aia cu luminițe multe. Acolo. Vrei să vezi casa? Da. Uite casa e aici după colț. Aici după colț. Uite casa. Uite casa. Ia uite, zici că e demonstrație aici. Fii atent ce e aici. Ia uite ce de lume. A venit lumea să vadă casa lui Mița Biciclista. La ce casa? Ia uite ce împodobită e, vezi? Ia uite, toată lumea face poze. Mașinile nu mai au loc pe o să treacă. Ia uite. Cam așa arată, vezi? Hai să mergem și noi pe margine, să nu fim ca toți. Să spunem să mai mișcă, nu știu exact. Manu, facem așa cum arată. Da, casa lui Mița. Nici n-ai loc de poze. Uite casa, vezi ce frumoasă e? Nu putem să intrăm. Vrem doar să vedem de afară, da? Hai să vedem ce e pe față. Haide să facem, hai să facem un pic cu casa. Am văzut și casa lui Mița. Mița. O știi pe Mița? O știi pe Mița? O cunoști? Hai că ai zis că știi, o știi pe Mița. Hai. Mai mult. Hai să stai și tu cumva.
Ce să fac? Hai, mergem pe jos. Nu vrei că-i luăm cu jos? Gata, am fost și la Mița Biciclista.